să zic de oamenii care se roagă, că asta am avut o problemă cu unchiul meu, am vorbit cu el, că oamenii care se roagă la biserică tare, știți, zgomotos. Da, și au zis, păi ok, și eu mă rog, dar ce, trebuie să urlu așa? Și explicația, și asta m-am întrebat și eu, și asta mi-a spus Dumnezeu explicația asta. Că, de fapt, tu, de exemplu, ai păcătuit. Sau vii și vrei să-i ceri iertare cui i-ai păcătuit. Sau vrei să primești ceva. Să, de exemplu, să luăm un... Vrei să primești o bicicletă de la părinți. Sau vrei să primești o mașină pentru că ai luat carnetul de conducere de la părinți. Păi cum te duci la ei? Vii așa, tot leșinat în fața la tata sau la mama sau cui o să-ți dea bani și cui știi că te ajută, așa o să vii leșinat și să-i ceri, dă-mi și mie, dă-mi și mie, ajută-mă și pe mine. Așa o să-i ceri. Sau o să zici, bă, uite, eu vreau, am nevoie de asta și asta. Da, și zici, gesticulezi. Da, sau zici, a, tata, iartă-mă că ți-am făcut aia, dar uite, da. Da, nu stai așa. Nu știu, să zici așa. Nu, zici așa, te rog să mă ierți, că nu am vrut. Și tocmai de aici sau, vine gesticularea și astea. Da. Da. Nu știu, dar cred că trebuie să fii, nu știu, bine, îi ideea că și eu când m-am dus prima oară, mă uitam așa în jur, fain, mă puteam ruga, dar cum să zic, trebuie cred să lași... Ce declanșează asta, ce declanșează, cum să zic, vocea tare și ce declanșează gesticulația, e tocmai ideea că primești. Știi? Da, da, da. Că și, dacă nu primești, și tu știi că, nu, deci ești așa de sigur că te ascultă și îi explici, ca și cum eu explic acum voi și vă gesticulez și tu îi spui nu așa, cu, sigur, îi spui, că... îi spui așa cu foc și spui, Doamne, pentru dar uite, Doamne, dar eu... Acolo. Da, și stai să spun, deci tu nu trebuie să-i spui la Dumnezeu numai, Doamne, știi, iartă-mă, sau am făcut aia. Deci să nu creadă lumea că nu mai ceri iertare și, Doamne, te rog, fă aia și aia. Tu, cum să zic, tu direct te duci și îi spui, așa cu toată sinceritatea, Doamne, uite, eu am o problemă, știi, îi spui. Da. Eu mă enervez, de exemplu, cum îs eu, foarte repede. Doamne, eu nu pot, deci trebuie să recunoști înaintea lui, să-i spui, Doamne, eu, uite, nu pot, mă chinui de atâți ani să tot nu mă mai enervez și nu pot. Da. Uite, ajută-mă tu, pun înaintea ta, Doamne, eu te rog, ajută-mă să mă schimb. Mm. Și te ajută, e simplu ca bună ziua, deci mai simplu de-a ta. Dar știi cum e, că lumea o complică. Bun. Prea tare. Acum mi-ai spus cum ai fost tu, cum te-ai schimbat, da. De ce te-ai schimbat, de ce crezi tu că te-ai schimbat și vreau acum să vedem părerile celor care te cunoștem cel mai bine, adică părerile membrilor familiei tale. Ce zici? Vrei să vedem ce părere au ei despre tine? Na, păi s-a schimbat, știi cum? Deci îmi pare bine, în primul rând, că nu mai fumează. Dar tot se vorbă că nu mai fumează. S-a lăsat de viciile, care aia o știe. Da, asta o știam și eu. Înainte fuma foarte mult și asta era pasiunea aia. Se trezea o țigară și o cafea. Deci nu făcea nimic, mergea la baie sau ceva aia. Direct, cafea și țigară, să-i plăcea. E adevărat. Da. Acum, da. De exemplu, acum nu mai face nimic. Cred că se roagă sau nu știu. Nu, n-am tas să văd ce face, știi? Deci se roagă. Citește din Biblie, nu știu ocupații. Da, astea-s bune măcar, știi? Nu mai pleacă cu... Ai văzut cu ce vecini avem noi? Da. Mai așa, mai destrăbălați un pic, nu? Da. Nu mai pleacă cu aia, cu unii, cu alții. Deci, dat la o parte total. Da. Aia, da. Nu mai iese cu prietene, cu... La, știu eu, la mici petreceri, la așa mai departe. Aia, da, într-adevăr. Și crezi că e bine asta? Păi bineînțeles, nu mai lipsește nuțile de acasă. Păi eu cred că e bine, nu pot să zic că nu, că nu face nimic rău. Da. O văd și pe ea că învață și pe alții, știi, atrage și pe alții cu cum vorbește, cum le povestește. Deci cum să zic, și din câte povestește ea, știi, că mai vine de acolo, așa și mie parcă mi se face așa părul, știi, de... Simți putere. Da, știi, nu știu dacă e putere sau dar ce, nu știu eu, e Dumnezeu. Așa, da. Și zic, mă, mai zici ce-a fost acolo, mai zici, știi? Și na, e mai vioaie așa ziua, nu mai știu ce, na, e mai ok, așa înainte... Îți transmite o energie mai pozitivă? Acum, da, păi acum îmi transmite, înainte nu-mi transmitea, știi? Cum să zic, că înainte mi se părea ceva normal, adică făcea mai multe rele ca mine și mie îmi plăcea, mă, tot mă simțeam bine. Că el era mai cu minte ca mine, da. Mă, știi care e problema aici? Ea și înainte era bună, îți dau un exemplu. Oamenii care făceau ei rău sau, na... Da, tot mi-era milă de ei.
da, o jignea, o vorbea, o, și știa, știa și în față și toate astea. Ea i-a ajutat dacă ei aveau nevoie, înțelegi? Cu ceva, nu contează cu ce, dar i-a ajutat, știi? Și, și acum să știi că îi ajută. Ei, mi se pare că fac prea puține. Ai bună la suflet de când o știu. O susții în drumul ăsta ei? Da, normal, normal. Dacă... Păi eu oricum sunt bucuros din prima zi de când am mers la biserică. Sunt bucuros de atunci și încă m-am bucurat și chiar ăsta, mai ales când am văzut că s-a lăsat și de fumat și de asta am fost mândru. M-am lăudat și la lucru și... Da. Uite, fiica mea și... Păi bineînțeles, cum să nu fii bucuros, nu? Da, pentru că Dumnezeu te ajută dacă vrei tu. Păi... Realizezi că Dumnezeu te ajută, nu? Normal. Eu când am crescut la școală, noi n-aveam voie cu religia, cu... Pe timpul, știi, cu Biblia, cu... Da. Recunosc că eu n-am citit-o, deci știu așa niște fragmente din ea, niște pilde, niște... Da, știi cum se zice. Învățături. Da, învățături, da? Dar eu n-am citit-o. Ea cum o citește în fiecare zi și tot scoate, ai văzut, scrie din ea, mi-arată. A, mi-a zis la început, când a început Biblia să citească, la început când am mers la biserică. După aceea nu mai, că, pentru că eu la rândul meu am citit și eu din Biblie. Deci, na, știu eu cum sunt mai bătrân, eu am crescut într-un fel, nici n-am fost adevărat acolo la voi să ascult sau să văd ce este și nu gândesc poate ca și ea. Deci crezi și eu în Dumnezeu, nu pot să zic că nu cred. Dar, nu știu, la un moment dat așa parcă o văd, nu știu cum să zic, exagerată. Deci, mulți oameni, deci gândesc așa ca mine pentru că n-au citit, nu au auzit, știi, deci... Da, deci ai citit, da, mă rog, da, știi? Zice, mă, nu e adevărat, așa ceva nu se poate, știi? Da. Crezi că s-a schimbat Cristina în mai bine de când merge la biserică, de când s-a pocăit? Cum ar veni? Eu nu știu dacă s-a schimbat ea în bine. Dumnezeu știe dacă s-a schimbat în bine sau în rău. Da, cred că sora mea s-a schimbat în mai bine. Ce să-i zic? Eu îi zic doar atâta. Dumnezeu să fie cu ea și... Tare. Da, deci de maică-mea nu vine să cred că, deci cel mai tare din tot mi-a plăcut că a zis maică-mea că o simțit ceva, o simțit un fior și clar că ăla nu-i fior, ăla-i Dumnezeu, știi? Că și într-adevăr vreau să zic că la început când mă uitam odată pe net cum te-ai botezat tu și Brându, așa, și eram la început când m-am întors la Dumnezeu și... Rându-i cameramanul nostru aici. Așa? Da, o să-i fac o poză după aia să-l vedeți. Îi zic, maică-mea se uita, zice, a, acolo vă botezați. Și eu nu știam, eu nu vreau să mă botez, eu ziceam, ce, nu mă botez. Eu așa ziceam, eu vreau să fiu mai bună. Atâta ziceam, eu nu ziceam că vreau să mă pocăiesc, Doamne, nici de cum. Ziceam eu. Și zic, mamă, uite, vezi, acolo o să urmez eu, în apa aia. Da. Stă ea, se gândește, Da, ești sigură? Da. Ești sigură că poți să renunți la... Da, vreau să spun că aveam și aur pe mine și nu știu, l-am lăsat, am zis, păi pentru Dumnezeu las orice, nu-mi pasă. Și... Dacă primești ceva mult da, mai bun. Dacă e o afacere bună. Da, păi dacă îl primesc pe el mai ales, nu știu, e cel mai tare. Și... Cel mai bună afacere. Maica mea la început n-o-s nimic, după aceea a început să-mi zică că ce, că dacă te pocăiești, te scot afară din casă, de la pocăiții tăi și am zis și scoate-mă. Nu-mi pasă. S-a uitat, ea cred că o și rămas așa oarecum, că nu m-am certat cu ea, că de obicei da, vreau să zic că... Erai inconștient, adică ce făceai dacă te scotea? Pe moment mi-a venit în cap și am zis, știi ce mi-a venit în cap? Că Dumnezeu îmi poartă de grijă, simplu, scurt a fost, deci nu, n-am stat să mă gândesc, bă, dar astăzi mă gândesc, oare unde mă duc? Da. Oare mă duc la Cornel? Oare asta mă duc? Asta e cel mai fain deci, cu Dumnezeu, nu, că știi deci, că da, totdeauna da, o da, da, deci, ceva. Deci, da, nu știu, nu, chiar nu mi-a păsat, am zis... Știi, și îmi venea în cap că zicea că or să fie multe piedici da. când vreau să fac botezul și am zis, a, deci asta e, deci nu-mi pasă, nu mă interesează, poate să vină... Nu că nu-ți pasă că ești inconștient, nu-ți da, pasă nu, pentru că nu, știi deci, că e ceva normal. Cineva deci, acolo care te să nu creadă lumea că nu te afectează, că te doare, pentru că încă ai sentimente, te doare, dar când știi că-ți poartă el de grijă, chiar nu... Știi că și dacă ești din casă, pui acum piciorul afară,
faci câțiva pași, vine altul, bă, uite, am o chirie sau am ceva. Da, da, nu, deci nici nu. Deci îs că la fiecare om există slăbiciunea lui, dar acolo te ia. De exemplu, eu când m-am lăsat de fuma, n-am zis niciodată, am zis eu, n-o să pot, deci nu pot. Și atunci mi-a zis... Și în loc de fumat puneți voi ce vreți. Da, deci poate să fie băutură, poate să fie, nu știu... Filme porno. Da, poate să fie, nu știu, filme porno, filme de groază, da. Care era pasiunea mea și îmi pare rău. Așa, nu știu, o grămadă. Deci, nu știu, eu știți ce, să vă spun ce am făcut eu. Deci, nu... Îmi veneau momente după ce mi-am lăsat de fumat, când, vai, venea să-mi smulg părul din cap. Așa de puternic îi... E viciul ăla din tine și ziceam în momentul ăla atâta, deci nu e complicat cum zice lumea că faci tratamente, nu. Zici doar atâta. Zici, Doamne, te rog, ajută-mă că nu pot. Dar fără tine, astea, simplu, astea, deci nu trebuie să fie. Da, le-ai spus cuvintele astea? Da, spui, Doamne, ajută-mă că nu pot, deci vreau să nu mai fumez, te rog, dă-mi putere. Deci notați-vă cuvintele deci, astea. Deci, ceri putere, scrieți-le simplu. Undeva, scrieți-le undeva cuvintele astea, da. Și... le spuneți cu voce tare. Da, spui... Deci, doar așa merg. Da, sau spui, uite, că te retragi. Să nu te vadă nimeni, trebuie să spui așa cum vorbesc eu. Spui, Doamne, te rog. Spui atât, dă-mi, te rog, putere. Dar dacă putere. Nu le zici, dacă da. Nu le zici... Nu poți. Nu poți. Nu. Că este în Romani, nu mai știu, în capitolul 1 sau 2, când scrie că oamenii au schimbat slava lui Dumnezeu în icoane cu chipuri de om muritor. Deci... Da. E simplu. Și Iisus Hristos simplu. A fost om, da. Deci da, deci chipul cum lui să... a fost om muritor. Da, dar nu, stai să spun, deci ei se referă că de ce cu icoanele, de ce au schimbat slava lui Dumnezeu cu icoane. Nu, spune că de ce au schimbat slava lui Dumnezeu cu icoane, nu știu cum, ce, cu om muritor, cu animale, cu ceva de genul. Deci ideea îi că noi ce facem? Ne închinăm la o icoană. Că mulți zic nu că e simbol. Da, da, știi de ce ne închinăm? Mai mult la o icoană, pentru că ne dă... Noi credem că acolo îl găsim pe el, și, pur și simplu, și că el și e acolo. Și confort, pentru că tu când te rogi la icoană, icoana aia n-are cum să-ți reproșeze ceva. N-are cum să îți zică ceva sau să îți transmită ceva. Da. Dacă te rogi direct la Dumnezeu, știi că direct că Dumnezeu e tot. Da, și oricum e o prostie, pentru că nimeni nu știe că... alea schipurile, nu știu, al lui Fecioara Maria sau al lui Dumnezeu sau al lui Iisus. Ce importanță are dacă El îți spune? Nu, eu știi ce sfat dau? Cel mai simplu dintre toate sfaturile e să citești Biblia. Deci, asta spun de 1000 de ori. Deci, cel mai important. Chiar dacă la tine a lucrat într-un fel Dumnezeu, da, cum ai citit Biblia, da, tot. Tu e cel mai simplu. Alții poate să deschidă și acolo unde o deschis, acolo să-ți vorbească Dumnezeu. Mie de multe ori mi-au vorbit așa. Da. Și dacă nu sunteți pregătiți în cuvântul lui, dacă faceți chestia asta, eu sunt sigur că o să vă vorbească. Și plus că dacă deschideți, să deschideți cu gândul să văd ce răspuns poate să-mi dea Dumnezeu la viața mea prin cartea asta. Ăsta e singurul motiv pentru care ar trebui să deschizi Biblia. Bun, acum tu știi. Aici jos ai comenturile. Și chiar vreau să văd ce părere ai tu despre ce s-a întâmplat în acest episod, ce s-a vorbit în acest episod. Încă ceva. După cum știți, în România este o tradiție ca cei care sunt la școală în clasa 12-a, la liceu, trebuie să dea bacaloriatul. Și eu sunt în clasa a 12-a, deci eu trebuie să dau acest bacaloriat. Și ca să-l iau, trebuie să învăț. Da, nici mie nu prea-mi place, dar asta trebuie să fac. Iar ca să învăț, îmi trebuie timp. Deci până la bacaloriat, nu ne mai vedem. Până în iunie, adică după iunie. Rămâneți cu Dumnezeu. Să zici ceva, salutăm. Deci asta e echipa care am fost aici pe platourile de filmare. Grăbă Pictures. Cât e camera asta? 3x3? Ceva, 2x3. Da. Deci, întrebări, sugestii, reclamații? La comenturi. Da.
Vă răspundem, toți trei. Ce, scrieți acolo la, la sfârșitul comentului cine vreți să vă răspundă. Eu, Brandu sau ea? Cred că ea o să ia cele mai multe.